salutare, gașcă, eu sunt Mibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, după cum se citește și din titlu, o să mergem în prima noastră vacanță cu Honey! Uitați-vă un picuț cât de mic e și codița asta frumoasă și capul ăsta frumos și un detaliu, te rog, pe zgardă. Deci așa ceva. Probabil mulți dintre voi l-ați văzut pe story atunci când l-am tuns, dar am vrut neapărat să fac și un vlog cu el și pentru că e o ocazie super, super, super bună, suntem în vacanța de Paște. Azi când filmez este vineri, merg alături de familie la munte să ne petrecem Paștele împreună și bineînțeles că l-am luat pe micuț cu noi, n-aveam cum să nu-l luăm, pentru că de acum înainte vrem practic să fie nelipsit din viețile noastre și să luăm aproape peste tot cu noi, dar asta este efectiv prima lui vacanță. Prima lui vacanță cu noi. Hai să vedem cum o să ne descurcăm, ce o să se întâmple, cum o să fie toată treaba. Noi acum suntem în Pitești, ne-am oprit să luăm prânzul și vreau să vă spun că sunt o mămică mândră. Până acum s-a descurcat minunat, băiețelul a fost foarte cuminte și mor după el. Vă rog să vă uitați. Da, ce gecuță i-am luat, o să vedeți imediat, poate l-ați văzut pe story, da, să-l vedeți în vlog cu gecuța aia lui de șmecher. Uitați-vă un pic la el, doamne, cât de mititel este. Efectiv, îl mănânci, n-ai cum, uită-te la el, cât de frumos este. Haideți cu mine în mașină să mergem, să pornim la drum și să ajungem la destinația finală și eu o să vă mai arăt cum se desfășoară toată treaba în mașină, dacă rezistă mașina. El, din câte știu, că l-am mai tot luat cu noi prin mașină, e super, dar super, super, super cu minte în mașină, dar sunt foarte curioasă cum o să se descurce mititelul la un drum așa lung. Let's go! Ce fac băieții mei? Pregătiți de drum. S-a pus la tine s-a pus, de fără să-l iau eu sau ceva. Da, da. Prima dată s-a pus capul aici ce pe mâna frumos, mea. Băieția. După a venit s-a pus aici și pune pariu că dacă mai stă 2 minute să adorm. De tot? Da. Hai asta. Mă, stai mă că nu e așa, vine și la mami, dar ce crezi tu? A, ia ce uite mă băiat. Da. A, nu, nu a venit la mami, a văzut că s-a dat mami loc liber să stea el întins cum vrea. Pentru că Hanea a gândit că mami trebuie să stea lângă tati. Aaa, bine! Mai sunt 10 minuțele și ajungem în top. A dormit tot drumul. M-am trezit și eu acum. Da, nu prea a putut să doarmă, ce-i drept, atât de bine, pentru că, ia uitați, acuie în fața acolo, se simte mare baștan. Ce părere ai despre faptul că domnișorul nu te-a lăsat să dormi? Se bucură. Și-am băgat coada aia în fața mea, tot drumul nu m-a lăsat să dorm, nu dorm. Codița asta stufoasă, ideea e că am ajuns! Gata! Au ajuns nebunii la munte! Ia zi, Hani, îți place locul? Hai, Hani, descoperă locul. Nu te duce iar la mami, că pe mami. Sperăm ca Hani să nu latre foarte, foarte mult, pentru că el latră la orice persoană nouă pe care o vedem, mai ales la copilaș. Da, sperăm să nu latre. Gata, Hani a descoperit toată camera, îi place, este mulțumit, avem aprobarea lui. Ăsta este view-ul de pe balconul nostru. Acolo sunt niște peștișori. E foarte, foarte... E pescăria aici, da. Este foarte, foarte, foarte mișto aici. Îți place, mami? Foarte. Avem și aprobarea lui mami. Dacă vreți să vedeți cum decurge prima zi din această vacanță, pentru că o să filmez doar în prima zi, în restul zilelor o să fiu alături de familia mea, o să fie Paștele și așa mai departe. Dacă vreți să vedeți cum o să se desfășoare prima zi din... prima vacanță a lui Hani cu noi, dați acolo mare, mare like, rupeți butonașul de like și dați cât mai multe share-uri la acest vlog. Gata, locul preferat al lui Hani l-am descoperit, îi place aici pe balcon. Zi-mă frumosule, îți place, îți place aici. Hai mami, hai la masă, hai la masă. Gata, noi am plecat la cină. Mergem să luăm cina și vă luăm cu noi, bineînțeles. Doamne, băi, ești frumos rău de tot, te mănânc, aoleu.
și cu gecuța asta așa albastră și cu grugă, ești bomboană. Nu mai poți, drogul tău, uleu, să te mănânc. Ia uite, familia fericită. Am ajuns aici la masă și, și suntem foarte pregătiți. Frumos, foarte... E foarte frumos, e totul foarte rustic, rustic așa, ceva da, foarte exact. Tradițional. Foarte frumos. Lohanuțu îi place cel mai mult, e cel mai încântat. Zici că a descoperit America, e... Da. Și lată. Așa face el când descoperă oameni. E un pic, e un picuț cam sălbatic. Aici mai trebuie să le educăm. Ei, ei sunt oameni ca și noi, tati. Cum îl cheamă pe el? Honey. Îl cheamă Honey? Ia uite. Plânge după ea. Plânge după ea, frate, deci nu mi-a zis. Ha, mă, îți place de Honey? Cum îi spui tu? Ia strigă pe Honey. Honey. Asta mica are super putere pe tine, nu vezi? Da? S-a uitat la viață, ca aș dă eu. Bună dimineața, bună dimineața, este a doua zi. Am ieșit la plimbarea de dimineață, m-am gândit să filmez niște chestii și ai pus focusul pe el, pentru că nu trebuia. Lasă băiatul în intimitatea lui. M-am gândit să filmez câteva chestii și acum în a doua zi, pentru că practic asta este prima zi de vacanță. Ziua de ieri a fost mai mult de pe drum, să vedeți voi cum se descurcă panii pe drum. A fost exemplar. Ei bine, a trecut cu brio și peste prima noapte. În afara faptului că mi-a dat mie trezirea la 7:30, Antu s-a trezit la 8, eu între timp m-am pregătit, pentru că știam că Antu se pregătește super, 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 super repede. Am fost în sincronie 8:30, am ieșit cu bestiuța la plimbare, e atât de fericit că e și el în natură. Unde ești, mamă? Vreau să ne vedeți outfiturile, Dan. Mămica și fiul s-au asortat. A? Ia vină mami aici. Să vadă oamenii ce mămică sunt eu. Că mă asortez cu băiețelul. Și acum o să ne mai plimbăm un picuț cu el, să-i facem întreaga plimbare de dimineață, mai ales că e foarte, foarte frumos pe aici, înconjurat de pădure și el se bucură foarte mult de natură. Și imediat după o să mergem la micul dejun. Ce-i mamă pe bot? Praf, țărână, te bagi, atât de fericit că e în aer liber. Și noi atât de fericiți că l-am luat cu noi și că se bucură de vacanța asta frumoasă, chiar în familie. Deci ce-mi place la Honey? Mie oricum mi se pare că Honey e cățelușul ideal. Îmi place atât de mult că atunci când suntem la masă, efectiv cât ai mâncat, nu se uită în ochii tăi, știi că majoritatea cățelușilor să cerșească așa mâncare. El pur și simplu, dacă vrei să-mi dai, îmi dai, dacă nu, nu-mi dai. Iar când mănâncă, mie efectiv mi se pare adorabil. O să-i dau o brânzică, are voie, calciu, și uitați-vă la el. Și gata, până nu-i dau eu, nu-mi cere. Adică nu insistă, mă lasă și pe mine să mănânc. Bravo, mami, bate la butea. Bravo! Am ajuns la masa, a început deja să baloteze. Să baloteze, pentru că e ciorbița noastră preferată, ciorba ardelenească. Oricum ne place super, super, super mult aici, nu ne așteptam. E super tradițional, am fost în toate orașele tradiționale și ce putea exista mai frumos de Paște și nicio parte nu mi-a plăcut cum îmi place aici. Îl auziți și pe Honey, m-a aprobat și el. Ca la mama acasă, dar ca la bunica, exact. Momentan am băgat doar ciorbica așa de început pe care mi-a luat-o mami, care a fost excepțională și acum mergem să vă arătăm mâncăm ca lumea, că asta a fost doar așa... Și muzică, și tradițional, așa frumos, cum trebuie. Ia zi, iubire, ce zice micul ăla bun? Forță maximă. Nota 100, deci nu există așa ceva. Gogoși. De proțapul ăsta bun rău de tot. Gogoșile astea, zici că-s făcute de bunica mea. Deci, dacă... Ca la mama acasă, deci dacă nu mă întorc eu de aici cu 5 kg, o să-mi vedeți capul atât de la gogoșile astea, că sunt prea bune. Deci am fost de Paște și în Suceava, unde se zice că e la mama lor acolo, și Bucovina, și Maramure, și toate cele. Satul Mare, Baia Mare. Nimic nu se compară cu Sâmbăta de Sus, e top aici. Și n-am fost plătit să spunem asta. Păi ce, că e o locație, e o localitate. Da. Bagă hăluțule, zi! Și, ei!
asta. Hai. Aoleu, e om, ăsta e om, vă zic eu. Doamne. L-am terorizat efectiv. Bineînțeles că am băgat un somn de ăla odinitor de prânz. Eu am dormit o ori. Ia uitați și eu rozul. Dați-vă să-l țin. Wow. Ia uite-l. Îmi iese de lesă, mă, dați-vă, mă. Wow. Eu am dormit o oră. Anto, câte ore ai dormit, baby? Sunt aproape 3. Foarte fericit e. Foarte. Ideea e că de asta am și venit mai mult, să ne odinim, să ne încărcăm bateriile, să fim fresh atunci când ne întoarcem, să venim în studio cu forțe proaspete. Și bineînțeles, acum mergem tot la masă. Deci am venit aici să dormim, să băgăm în noi, să ne întoarcem cu 100 de kilograme. Cert e că nimeni nu se compară cu somnul de după amiază. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă și voi vă odihniți bine, rău de tot când dormiți după amiaza. Ai un fost în creață. Avem și muzică excepțională aici, nu așa. Auzi. Da, asta e gen da badam style, da du te vino mai încoace, da badam. Mai tradițional așa. E tare drăguț așa, până să-ți deschidă gura. Ce trebuie ție? Trebuie să-l țină. Mecheraș. Deci toți copiii sunt îndrăgostiți după Hani. Vreau să-i admirați și cealaltă gecuță. De fapt, e aceeași. E o gecuță mișto rău de tot. Intimitate, vă rugăm. E o geacă șmecheră rău de tot, față verso. Pe o parte e așa de fâș gri și pe o parte din blug albastru. Și mie mi se pare că e fiță rău de tot, ce să mai. Este ora 12 fără 20. Noi acum mergem la biserica de aici, de la Sâmbăta de Sus, care am înțeles că este o mănăstire superbă. Noi am fost și azi pe timpul zilei. Chiar a fost de vis. A fost așa, nu știu, o energie foarte plăcută. Și acum mergem să luăm lumină. Și cred că noi o să ne auzim mâine, pentru că m-am decis să vă arăt așa un picuț și din ziua de Paște. Să vedem cine învinge acolo la ciocnitul ouălelor. Deci noi acum mergem la biserică și noi ne vedem mâine în ziua de Paște. Să vă arătăm așa cât un picuț și din ziua de Paște. Mua! A, ne vedem mâine! E mor de somn. Bună dimineața din nou. Cred că am zis de 100.000 de ori bună dimineața în acest vlog. Suntem chiar în ziua de Paște. Știu că o să vedeți vlogul ăsta un picuț mai târziu, dar vă urez un Paște fericit și liniștit alături de cei dragi. De fapt, sper din suflet că l-ați avut. Al meu a fost foarte liniștit și foarte, foarte, foarte frumos și încă este. Și Hristos a înviat. Luăm micul dejun și o să ne pregătim pe după-amiază să luăm și masa mare de Paște. Sunt sigură că o să fie foarte mare și foarte gustoasă, la fel cum au fost toate celelalte mese de până acum. Vreau să ciocnesc ouă cu întreaga familie, vreau să văd cine învinge. Asta era fericirea mea de când eram mică, să mă trezesc, să-mi iau un ou, eu singurică să mi-l aleg și să-i bat pe toți. Hai să vedem cum o să fie anul ăsta. Ce zici, Hani? Câștigă mami? Ghiciți oare pe care o să-l aleg? Vă dați seama că unul din cele albastre sunt trei, nu știu pe care să le aleg. Tătăicul meu, nu știu dacă știți și voi tehnica aia cu să încerci ou în dinte. O știu de la tataia. Iar eu după ochi. Mami, după ochi? Îi învingem pe toți? Zi, hănuțule! Care-s, mami, pe care îl alegeți? Păi întâi ciocnește tu cu Bibi. Întâi ciocnesc eu? Da. Ia să-l vedem. Tu așa îl încerci? Cioc, cine e acasă? Ăsta niciun caz, ăsta e prozorul. Știi că se zice că trebuie să dea ăla care e mai mare și eu sunt mai mare cu 2 săptămâni, dar dă tu că ești bărbat. Hai. Nu, dă-i tu că ești fată. Hai, nu, dă, păi nu, bărbatul, de obicei dă ăla care e mai mare, dar tu ești bărbat. Da. Dar vezi să nu dai strâm. Eu aveam chestia asta de când eram mică și ciocneam cu prietenii. Să dai drept, că dacă dai strâm nu se pune. Hai. Și decât să te înving... Tu să pup. Tu vrei să o învingi pe iubita ta?
Chiar. Sper să pierd. Bine punctat, mami. Chiar sper să pierd. Hai, 3, 2, 1. Dai drept și frumos, nu așa frumos, ca mami. Bolovanu. Hai, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Nu se spart. S-a spart al meu. Ce fericit era. Haideți, mami. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Caliente! Voi doi? Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hai, dați. Deci bărbații ne-au bătut, mami. Nu trebuie să dați. N-are nimic, mami. Toate oricum femeile sunt învingătoare. Nu, oricum noi. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Merg cu albastru până în pânzele albe. Hai, Hani, vino aici să-mi port noroc. Hai, tati. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, tati. Nu, deci nu pot să cred. Deci a doua țeapă. Cu mine ai bătut? Nu, n-am bătut. Hai, mami, noi doi. Ia-l pe ăsta, mami. Nu vreau să mă bătut. Ăsta? Tot cu albastru. Trei încercări cu albastru. Dar nu vreau să-mi pune asta albastru, crede-mă. Nu contează. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Deci nu vine să cred, toată lumea m-a bătut. Deci am spus că asta albastră sunt mai... E singurul an în care toată lumea m-a bătut. Hani plânge. Nu mai plânge, mami, că o să fii cea mai tare tot an. Nu mai plânge, e cea mai bună. Vă mulțumesc frumos. M-au bătut toți. E singurul an în care m-au bătut toți la om. Aaa, la om, n-am înțeles. Și că m-au bătut toți. Stai, 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 stai. Facem un rând, nu-i problemă. Vă mulțumesc frumos. Eu mereu pierdeam la competiția asta de Paște, dar văd că anul ăsta mi-a surâs norocul. Probabil e de la talismanul ăsta, nu norocul, să nu știu ce să zic. Ce vrăjitări, ce să zică ca să nu mă supăr de asta? De-aia nu se supără, că știe că e doar un joc și... Îl pun pe Hani să te mări. Nu e nevoie să câștigi eu la o competiție din asta de ouă, că tu oricum ești mai învingătoare. Cea mai tare campion. Da? Mulțumesc. Lasă că tu câștigi în altele, mult mai importante. Ce faci, măi? Nu mai vrei să plecăm? Haide! Car s-a pus în pat, înainte să darec, stătea așa cu capul. Uite așa. Nu mai vrea să plece, efectiv. I-a plăcut prea mult. Vreau să mai vedem pentru ultima dată view-ul ăla frumos pe care l-am avut în cameră la noi. Și de care s-a îndrăgostit Hănuțul. Bă, ție ți-e somn toată. Uitați-l, mă, că el aproape a dormit în palma mea. Deci a fost prea frumos, mai spun așa pentru ultima dată pe vlogul ăsta. Bună dimineața! Noi am luat micul dejun. Ieri nu am mai filmat pentru că am simțit așa un picuț nevoia să stau alături de familie. Am luat masa de Paște. Arată baby un picuț ce view frumos am avut noi. Și fix aici în partea noastră. Sună tot să rezistă plouă așa, deci asta ne-am odihnit atât de bine, ne-am încărcat bateriile, atât noi cât și Hani. Ideea e că se aude atât de frumos și e atât de liniștitor. Doamne, uitați-vă la el! E bebeluș el! Deci ieri, din păcate, nu am mai filmat așa multe pentru că am venit, l-am lăsat în cameră pe Hani. Era atât de obosit, a dormit, efectiv el care atunci când ieșim din cameră e primul. Abia aștepta să plecăm din cameră ca să-l lăsăm să doarmă. A fost foarte obosit și noi am hotărât să petrecem timp împreună, să ne simțim bine de Paște. A fost absolut superb, ne-a plăcut la nebunie. Și acum suntem în ultima zi, am luat micul dejun. Baby cu tati vor neapărat să mergem la ATV-uri. De când am venit aici au văzut că sunt ATV-uri și e deja tradiția noastră când venim la munte. Deci o să mergem, ne dăm cu ATV-urile și în a doua zi de Paște mergem pe la părinții lui Anto. O să mergem, o să trecem pe la Moreni și Hanuțu, bineînțeles, e aici cu noi, non-stop. Ce pot să zic? Că vlogul ăsta a fost mai mult despre Hanuțu. E concluzia. E un cățeluș ideal, ideal, de plecat. Ne bucurăm că ești așa cu minte, Doamne, e cățelul perfect, e cățelul visurilor mele. Mulțumesc încă o dată, baby. Vă iubesc amândoi și hai să mergem la ATV-uri. Hai să mergem la ATV-uri. Și ultimul cadru și din partea asta, ca să vedeți toată priveliștea, că e prea frumos. Noi v-am pupat tare, tare, tare. Mua! Și ne vedem data viitoare. Pa!